Bun găsit la un nou episod al podcastului Parenting, în care ne-am propus ca alături de invitații noștri să explorăm subiecte, teme ce au legătură cu procesul de creștere și dezvoltare a copiilor pe care ni-i dă Dumnezeu. Sunt Dora Purel și alături de Ovidiu Alb, mă bucur să le spun un bun venit azi invitaților noștri, Cristi și Romana Urmanții. O familie pe care o apreciem mult și care ne bucurăm că ne-a acceptat invitația pentru a vorbi despre un subiect atât de delicat precum este cel de azi, și anume adopția. Aș vrea să vă întreb cum a arătat pentru voi călătoria înspre adopție? Sau dacă vreți să ne prezentați prima dată familia voastră, pentru că are câteva particularități de care trebuie să ținem seama încă de la început. Vă dau eu un context. Avem 4 copii în total. 2 copii mari, 26-24 au astăzi, cei mari, 2. Și 2 micuți, 11 și 9. Să vă trăiască. Mulțumim. Mulțumim. Cel adoptat este Mezin, cel mai mic băiețel. Gândul adopției l-am avut pentru prima dată împreună, eu și Romana. Nici nu știu de la care a pornit ideea, dar știu că primele discuții le-am avut înainte de nuntă. Deci, eram copii. Pe la 18-19 ani ne-am căsătorit undeva la 21 și da. Da. Dar au fost doar primele gânduri, fără să ne împingă la acțiune. Au venit primii copii, am fost implicați 100%. Abia când primii doi au făcut 7-8 ani, Romana i-a venit ei ideea, fără să apeleze la vreo organizație sau nimic, să se ducă pur și simplu la orfelinatul din Cluj, în Grigorescu era atunci, să se ofere ca și voluntară să meargă la copii seara, să le cânte la chitară un cântecel de noapte bună. Asta a simțit ea să facă. Atunci deja erau, cum zicea Cristi, copiii aveau un 7-8 ani, să zic. Și vedeam ce important e momentul acela de culcare, când se liniștesc și ești lângă ei și, nu știu, te pui, îi mângâi, te rogi pentru ei. Și m-am dus la centru, la orfelinat, și am întrebat, eu asta aș putea oferi, asta e capacitatea mea, nu pot peste zi, pentru că mai am acasă copii de care trebuie să am grijă. Și doamna de acolo era o psihologă, nu mai țin minte numele, a zis că da, cum să nu? Cum să nu, da. Și știu că mergeam undeva pe la 8-9 seara, după ce copilași erau mâncați și pregătiți de culcare în pijămăluțe, și mi-au alocat câteva clase, să zic, câteva vârste, erau cam vreo 10 copii într-o cameră, nu știu dacă nu greșesc, dar așa. Și erau undeva tot așa pe la 4-5 ani, o grupă de fetițe, alta de 6-7 ani și nu. Știu că mergeam o dată pe săptămână, intram la ei în cameră, treceam pe la fiecare și aveam așa o vorbă pentru ei, dragii de ei, și da, le cântam tot felul de cântecele, erau topiți. Și cumva în timpul vizitelor a început să încolțească tot mai tare gândul ăsta? 100%, da. Deci am făcut-o asta pur și simplu, că așa a fost contextul și inima, și m-am trezit că prinsă în... Cât timp ai mers? Cât ai continuat? Un an de zile a fost proiectul la care eu m-am implicat și bineînțeles că acum mă mai întâlnesc cu anumiți copii care au crescut și mă zic, tu ești Roman. E incredibil cum puținul ăla a fost totuși o țărucă de impact la lung pentru... Da, acei copii au ajuns adulți și au recunoscut-o pe Romana pe stradă și opreau, tu ești Romana care venea și ne cânta seara. Da, e așa o chestie care atunci nici nu mă gândeam că va fi vreo roadă într-o bună zi, dar o fi fost ceva, Doamne. Cu siguranță. Da. Asta a fost un episod de un an care ne-a retrezit dorința de a adopta. Dacă fac un calcul, 21, cred că am mai trecut încă 10 sau 12 ani până să punem pe masă decizia dacă adoptăm sau nu. Și
am spus că obligatoriu trebuie să discutăm, să luăm o decizie, pentru că deja aveam 37-38 și am spus trebuie discutat și decis dacă facem pasul ăsta sau nu. Nu ne-a ajuns o zi, nici două, cred că numai a trebuit să plecăm din Cluj, să ne rupem de tot. Am găsit o soluție pentru copiii de acasă, eu și Romana, numai pentru asta am plecat. A treia zi am plecat din Cluj să putem să decidem. A fost un timp fain de discuții, rugăciune și am venit de acolo cu gândul în niciun caz o să treacă viața asta, nu o să treacă viața peste noi și nu o să-l facem pasul acesta, pentru că ai emoții, ai trăiri, ești nesigur, plus acasă ai o mie de chestii la care ești angajat. Timpul niciodată nu este prietenul tău și resursele ți se par că sunt inexistente și am zis, dar n-am pornit noi în viața asta crezând că Dumnezeu va da puterea. Ba da, atunci ar fi bine să ne aruncăm, te arunci în decizia trebuie asta. Trebuie o doză de curaj, clar, care am simțit că e nevoie de ea și ne-am cam ferit, dar am zis, da, facem pasul ăsta. Da, și este o decizie pe care cred că trebuie să ți-o asumi rațional, dar este și cu multă încărcătură emoțională. 100%, așa e. Și implicarea de care menționai tu prin vizitele la copiii de la orfelinate, cu siguranță a clădit ceva acolo în voi. Ziceați la început că ați discutat chiar dinainte de căsătorie despre adopție. Uh-huh. Aveți cumva un istoric sau ce v-a adus în discuție opțiunea de a adopta? Poți să răspund eu. Îmi place că eu chiar cred în situația dată că au fost o treabă care a pus-o Dumnezeu pe inima noastră, pentru că nu am avut context de niciun fel înainte, nici în familie, nici nu cunoșteam pe nimeni adoptat, nici nu știu cum am putut noi să avem discuția asta, e prea venită de nicăieri. E foarte interesant cum se adună gândurile și de asta eram curios dacă au fost anumite contexte în care ați mai fost implicat. Sau era legată de ipoteza de a nu putea avea copiii voștri? Noi ne-am propus să avem 4-5 ani fără copii și a venit primul copil în al doilea an de căsnicie. Deci nu a fost un factor extern care să pună amprenta pe noi, nu. De asta nu să punctez lucrul ăsta, interesant, da. Deci, până la urmă, au fost gânduri pe care Dumnezeu le-a pus eu pe inimă cred și... cred că altfel nu... Numai așa, asta e singurul răspuns, pentru că a și fost o longevitate a gândului. Exact, și tot ne revenea. Se păstra și intensitatea, dorinței la amândoi. Deci era ceva acolo ce... Da, era ceva ce nu se dilua și era o constantă. Foarte frumos. Da. Și în momentul când am avut timpul acela să hotărâm împreună noi doi, ne-am gândit că ar fi de bun simț să luăm decizia împreună cu copiii noștri mari, care atunci aveau un 15-17 ani. 15-17. Și putem specifica că nu vrem să influențăm, vrem să ia brută situația și să vedem cum percep ei și amândoi au fost foarte, foarte încântați. Asta a fost bine pentru sufletele noastre, să vedem că atunci au apărut primele semne de întrebare din categoria. Noi deja aveam pe cea mică care avea un an sau ceva așa. Încep discuțiile în casa noastră. Bineînțeles că se punea întrebarea, dar cum poți iubi la fel cu frate meu mic? Cu ce se va întâmpla? Așa puține răspunsuri ai la întrebările astea când ești la început și te pornești pe un traseu din ăsta. Dar cert e că fiul nostru mare a zis, mama, îl mai cu greutăți, el să fie la noi. Deci a fost pozitiv în sensul ăsta, consensul, să zic. Și am fi ținut cont dacă ei se împotriveau cumva din anumite motive. Da. Că așa am pornit discuția cu ei, era foarte important. Era cumva ca și o confirmare, că noi căutam tot felul de confirmări dacă pornim sau nu pe drumul ăsta și una din ele a fost discuția cu copiii care deja erau la 15-17 ani, ai un punct de vedere și conta ce spun ei. Ei au fost 100% pentru, deci asta deja a fost o bifă, că da, mergem mai departe. Ce vârstă avea băiețelul pe care l-ați luat în familia voastră? Alec avea una jumătate. Și chiar în perioada asta de primăvară îmi trezește amintiri și noi în iunie l-am avut acasă pe Alec. Și vreau să rup un pic ritmul la tot traseul nostru, să zic așa, trebuie să înțelegeți că astăzi noi nu suntem cu senzația de părinți adoptatori.
suntem cu senzația de părinți și în momentul când ne mulțumim că ne-ați invitat pe tema asta, iarăși ne-am adus aminte că noi suntem părinți adoptatori. Am sărit un pic cu toată informația, că Alec practic deja de 8 ani îl avem și este atât de tare al nostru încât e greu să-ți aduci aminte proces și tot, e bine, dar da, am vrut să punctez aspectul. Cred că acesta, după primul an deja dispare conștiința că el da, este adoptat. Da. Nu mai există. Este da, al tău. Este al tău. Și da. Cum a primit familia Lărgită, comunitatea? Care au fost reacțiile celor din jur când ați luat decizia asta? Sau cât de tare v-a influențat părerea celor din jur în momentul în care voi ați decis să adoptați? Undeva noi, cred că ca și nucleu, adopția a venit ca un lucru natural. Și spun asta, da, au fost momente de emoții, de trăiri poate mai intense sau știu eu, dar ca și nucleu am fost tare bucuroși și implicați și totul curgea cumva. Puiul nostru urma să vină în familie și am văzut cumva amprenta asta s-a dus și spre rudele noastre, familie, părinți, bunici și prieteni. Asta pentru noi e ca o recunoștință să vezi că l-au îmbrățișat la școală, la grădiniță, la... Nu știu, e o binecuvântare chestia asta și mă bucur că e asta. Nu știam la ce să ne așteptăm în sensul acesta, n-am prea pus accentul pe ce va urma pe direcția asta, dar era cumva pentru mine o mică teamă și mă bucur să zic că e prietenul tuturor și da. În general, adopția e văzută ca un lucru pozitiv în societate, ca o faptă bună, mai ales în mediul creștin. Noi toți suntem adoptați în familia lui Dumnezeu, da? Vreau să vă întreb, care au fost obstacole de care v-ați lovit? Provocările? S-a uitat lumea altfel? A existat oarecare stigma asta? Cum a apărut aici? Nu vreau să bagatelizez deloc lucrurile, dar din alte discuții cu diferite persoane înțeleg că există o oarecare reținere, cel puțin în a relaționa cu persoane care adoptă sau copii adoptați, pentru că chiar dacă nu există o intenție negativă, dar poate de multe ori nu știi cum să relaționezi. Da, cu siguranță s-ar putea să fie treaba asta. Eu nu mi-aduc aminte să fiu. Nici eu. Deci, probabil că sunt, poate sunt, dar n-am... Am încercat să identificăm înainte să venim momente în care noi nu le-am perceput, s-ar putea ca noi să avem ați niște ochelari. Ați fost entuziasmați. Se poate, nu știu să zic asta, dar nu am simțit deloc reținere. Într-adevăr, la școală au primit el câteva cuvinte mai nepotrivite, dar... De la colegi, dar asta... Nu. Asta orice copil le primește în școală, primul, da, ok, și... Da. Mai ales că el știe că este adoptat. Fac o paranteză, ca să fie eligibil să fii părinte adoptator, ești obligat să faci un curs care este extraordinar de bun, care îl face Direcția de Protecție a Copilului. Și acolo cel mai important mesaj care ei au vrut să ne-l transmită este să le spunem copiilor din start, de mici, de când te poți înțelege că el este adoptat. Este mult mai ușor de digerat pentru copil informația asta la vârstă mică și în ritmul în care el crește, decât dacă ajunge la o vârstă mare, e o surpriză care poate fi neplăcută. Unii o primesc fără glume și la vârstă mare, alții devastator. Dar ei au insistat foarte mult și noi din start i-am spus că el este adoptat și nu e un lucru ascuns de nimeni și... Da. Și într-adevăr au luat un timp să digere, probabil și acum încă o face informația, mai ales când era micuț îmi spunea, dar jurea și eu la tine în burtă și atunci aveam jocuri în care ziceam, hai să te bag. Dar l-am lăsat cumva să ne și pună el întrebări și odată la un an de zile cam așa mai vine cu câte o întrebare care ne ia prin surprindere. Dar da, e mai bine ci că ei să crească cu conștiența. Da, în contextul ăsta, un singur coleg de-a lui la un moment dat a făcut o glumă care pe el a deranjat, ca să răspund la întrebare. Dar în rest,
pe partea de adulți, comunitate, n-am perceput niciodată vreo reținere. Uh-huh. Da. Una din sfaturile care le-am primit de la direcție a fost ca noi să îl susținem pe partea de identitate cât putem mai mult. Cine ești tu, ce resurse ai, pentru că și așa pornesc un minus puiuții în viață. Mm. Și atunci minusul este trauma abandonului, care chiar dacă el este nou născut, este o traumă care este inevitabilă. Mm. Este o traumă abandonului, da. Care da, tot așa ne-a fost pus în vedere că ea există, este verificat, e studiat și să ținem cont. Și da, toate informațiile venite acolo ne-au ajutat foarte mult și ne ajută în continuare. Mm-hmm. Care ar fi câteva satisfacții în statutul ăsta al vostru de părinți adoptivi? Care sunt lucrurile care vă bucură cel mai tare sufletul când priviți la decizia pe care ați luat-o acum 9 ani? Păi ne felicităm în primul rând ca mată. Deci, vă clar, felicităm și noi. Da, este e adorabil. Se investește într-un suflet de copil, mai ales în contextul în care știi că el putea avea o cu totul și cu totul altă traiectorie. Mm. Mai ales când am văzut în orfelinate ce mare este nevoia emoțională a copiilor. Da, ai satisfacția că ai făcut un lucru care contează și a schimbat o viață. Da, și practic ofer non-stop, pentru că ofer toată viața lui și a ta, tu vei oferi. Deci nu, noi în procesul de adopție am pornit cu așteptări zero. Deci când spun zero, cu adevărat zero, chiar cu minus. Am zis, ok, suntem orice apare. Cu Alec, de exemplu, mergeam cu el la vizită medicală înainte de adopție. Te duci să faci niște investigații medicale și spunea Romana, indiferent ce ne spune medicul, noi mergem mai departe cu el, că am făcut click cu el instant, deci absolut instant, amândoi, și eu și Romana. Mm-hmm. Și nici nu ne mai interesa care va fi răspunsul medicului, orice ar fi venit atunci, la 2 săptămâni după ce l-am văzut prima dată, poate și mai puțin. Da. Aici asta e o întrebare la care nu pot să zici decât că e o mare, mare bucurie că l-avem pe Alec. Aici e satisfacția. Ne bucurăm de el așa cum e. Așa cum a fost creată, e o bucurie pentru și muncim din greu pentru tot ce se întâmplă zilnic. Nu despre asta o să punctăm acum efortul, dar e o mare, mare bucurie. Altă chestie care pentru mine e foarte încurajator e să văd câtă grijă are de el Dumnezeu, o pornit, de unde a pornit și cum a trecut pe la familie de plasament la a avut noi. O familie de plasament foarte bună, să zic bună așa, și blândă și la un îngrijit bine. Extraordinar, exact. Iubitor de Dumnezeu, da. Și de copii. El a fost luat din spital când avea 2 luni de către familia asta și familia respectivă avea deja 3 fete pe care le-a adoptat luându-le în plasament. Adică nu au luat cu gândul să le adopte. Deja la el și-au construit un mecanism, și-au setat mintea că nu mai putem adopta al 4-lea copil și trebuie să ne oprim și el a fost primul, practic, care a plecat pe adopție. Apoi are multe favoruri în viața de zi cu zi. A început un sport, după o lună a mers la o competiție, a câștigat un concurs de aruncări și zic la Cristi, uite-te cum îl protejează Dumnezeu. Pur și simplu a primit o cupă, domnul Alec, și nu știu, e așa foarte protejat și când mă gândesc la asocierea asta care o spuneai cu Dumnezeu, care ne vorbește ca noi fiind adoptați, noi avem pe viu, vedem lucrul ăsta în viața lui, așa de încurajator. Ar fi câteva lucruri de specificat aici referitor la schimbările pe care le-a produs acest gest în relația voastră cu Dumnezeu și în felul în care înțelegeți, poate mai profund sau poate mai nuanțat, inima lui Dumnezeu față de noi, copiii săi. Ceva ce vă sensibilizează poate inima într-un mod deosebit. Pot spune că
Dumnezeu nu ne-a lăsat orfani, dar noi i-am întors spatele, din păcate. Mm-hmm. Noi, ca și oameni, ca și rasă umană, ne naștem cu spatele la El. Și El El a ales. Stă cu fratele deschise și așteaptă doar să ne întoarcem la El. Asta e tot ce așteaptă. Închid aici. Și până la urmă, asta e așteptarea oricărui părinte și dorința oricărui părinte să-și vadă copilul cu fața întoarsă spre el. Dorința de adopție, de a adopta, clar că a venit de sus. Nu aveam cum să naștem noi o dorință care să fie așa de puternică pe un timp așa îndelungat. Dacă mă gândesc la întrebarea ta din nou, da, îl înțeleg pe Dumnezeu cumva în calitatea lui de tată, care încerc să fiu un tată așa cum este el, din ce înțeleg din Scriptură. Cred că trebuie altă întrebare, că altfel murim aici cu... Și eu care vreau să te întreb dacă vrei să mai adaugi ceva la ce a menționat deja Cristi. Păi tot așa, noi trăim zi de zi mila lui Dumnezeu pentru fiecare din noi. Eu văd în cum îl protejează pe el și câtă grijă are. Capătă sens cuvintele din Biblie, cu siguranță pentru mine. Interesant, eu ca mamă, mamele și fricile lor pentru sănătatea copiilor, pentru viitorul copiilor, am învățat prin relația care o am cu Alec, grija lui Dumnezeu pentru Alec. Am zis, atunci de ce mă mai încarc eu și nu-i dau lui tot pentru, în general, pentru abordările astea care ne macină mai mult sau mai puțin pe noi ca mame. Și cumva am și învățat prin exemplul ăsta să mă mai îngrijorez, să mă mai tem, că oricum el e în control. Mm-hmm. Asta e o chestie care cumva pe mine m-a marcat mai mult. Ce ați sfătui pe cineva care cochetează cu ideea de adopție, dar încă nu-i foarte sigur că e drumul lui? Da, trăirile astea am avut și noi, n-am fost siguri. Nici măcar când am luat decizia să adoptăm, nu eram siguri. Și a fost nevoie de o doză de curaj și de nebunie, pot să spun. De credință, ce să mai zic. Merită atenție acel gând. Mm-hmm. Merită atenție și... Și poate urmărit în timp. Urmărit în timp. 100%. Spunea cineva că sunt trei categorii, unii dintre noi care nu avem niciun gând legat de adopție, închidem subiectul instantaneu, alții care cochetăm, alții care și o facem, facem un pas înainte. Și toate categoriile sunt bune, nu e unul mai vrednic sau altul, dar cert e că dacă te afli în categoria de mijloc, e bine să fii atent la nevoi care apar pe subiectul acesta și să te atașezi cumva, cum a fost în cazul nostru, de am ales varianta să merg la orfelinat, se pare că am vrut să fac pași înainte, pare să. Deci da, cumva să fii atent la subiectul acesta, îți trebuie neapărat mult curaj, adică nu trebuie să calculezi matematic tot, că niciodată nu o să o faci, că nu dă la matematică pozitiv. Exact. Nu ai cum să zici că da, eu pot, am timp, am tot ce vreau, nu? Mm-hmm. Motivul pentru care noi am vrut efectiv să adoptăm a fost că fiecare au diferite, nu știu, pentru noi cumva a primat, nu știu de ce, în casa noastră este o ușurință în creșterea copiilor, în relaționare, este o ușurință a relațiilor și o armonie, în fine. Eu așa simt lucrurile, că și astea au fost date, am și muncit la ele, dați date și cumva când primești mult, fără să vrei, vrei să dai mai departe, că este loc de pasul ăsta și cumva pe noi asta ne-au mânat și asta printre altele. Da. Vă mulțumim foarte mult pentru deschiderea voastră și pentru disponibilitatea de a vorbi până la urmă despre lucruri așa de personale. Da, mare, cu mare drag. Vă mulțumim și vouă că ne-ați ascultat și dacă ați fost atenți, printre rânduri, ce am vrut să transmitem este și ideea că până la urmă adopția nu este doar gestul unor oameni curajoși spre care privim cu admirație, ci este și povestea fiecărui credincios care și-a pus încrederea în Dumnezeu.
pentru că adopția este până la urmă o poveste despre răscumpărare, despre a cumpăra ceva și despre a te costa ceva ca să obții pe cineva în familia ta. Adopția este scumpă, l-a costat pe Dumnezeu și ne costă și pe noi atunci când luăm decizia de a adopta. Dar așa, după cum ați putut observa și în povestea lui Cristi și Romana, bucuria care rezultă din a face acest gest depășește orice efort, orice sacrificiu, orice jertfă până la urmă. Vă mulțumim că ați fost alături de noi, pe data viitoare!